Morning Glory, Morning Glory, mi se mișcă dințișorii. Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu un minut peste ora 9 și 9 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Vă spunem ca de obicei, bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Dar... Dar avem și un invitat și ne bucurăm foarte tare că este printre noi. Bună dimineața, Teo. Salut, îți mulțumesc mult, Răzvan. Voiam să vă întreb, n-ați rămas fără rime? Eu chiar mă gândeam că emisiunea asta, că rămâneți fără rime la Glory, nu. Se oprește, nu? Nu, 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 uite, avem chiar unele foarte noi. Poate n-ai auzit-o pe asta. Morning Glory, Morning Glory, mi se mișcă dințișorii. Ați îmbătrânit? Da. Ți-am bătrânit, da, un pic. Păi normal, dar se mișcau dinainte. Dar e ăla cu Arsenic. Da, dar se mișcau sus, jos, nu stânga-dreapta. Sau așa, da, mamă, ce mișto ar fi. Nu? Când bei un smoothie prea gros, da, să dai drumul la dinți, să-l blânduiască. Ca la ușa aia rotativă, nu? Exact. Pe lângă faptul că poți să schimbi și fețele la dinți. Da, 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 și de asta poți să ai pentru diverse ocazii, știi, te duci la o mormântare, dinții mai negri. Bun, l-am chemat pe Teo, mă rog, pentru altceva, dar acum... Na, aia e. Aia e, da. Sunt probleme foarte mari, Teo. Aș vrea să începem cu titlul meu preferat. A apărut în cancan.ro. Răzvan Fodor m-a făcut atent. Mulțumesc, Răzvan, bună dimineața. Măcelarul lui Bebino, mesaj belicos din închisoare. Cât timp am cuțitul cu mine, tai și roboți. Bă. Bă, de vreme că trebuie să te miști cu vremurile, nu poți să rămâi blocat în trecut. No. Și știi cum e? 2030-2040 vine cineva, dorește un file de Android, un mușchiuleț de roboțel proaspăt. Nu poți să zici, nu, doamnă, că să vedeți că s-a rupt cuțitul. Nu, servești clientul, nu? Dar tocmai ne-a venit acum niște măruntaie de roboțel superbe. De firul ăla gros, așa. Extraordinar. Măcelarul de roboți e o carte care își așteaptă autorul, să știi. Spaima roboților, îți dai seama. Roboți care nu mai merg prin întuneric. Se intre așa în prăvălie, să vezi circuite agățate la usca. Se face o ciorbă de cap de robot extraordinar. Un borș de placă integrată extraordinar. Întrebarea e, care sunt potroacele la roboți? Nu putem să zicem asta, pentru că poate să asculte copiii, nu poți să... A, și asta e adevărat. Da. Am și orgămite, poți să mă dai mai tare în căști, că de voi nu vă interesează, vreau să mă aud eu. E adevărat și chestia asta. Probleme mari în Kabul, dar trecem. Nu, da, da. Nu sunt probleme. Te-ar interesa vreodată să faci un show la Palatul Parlamentului? Zici că se închiriază absolut tot pe acolo. E prea mare... S-a părut? Prea mare concurența la clovnerea acolo. Da, înțeleg, da. Da, da, e greu. Da, ci că e cam 5.000 de euro o sală din aia, foarte mare. 5.000 de euro? Da, da. Bănesc că ăștia o iau la 50 de lei, că știi cum e Savarina Uleu, ei o iau la... Da. Băi, da, sună foarte interesant, sună foarte interesant. La Palat, așa văd spectacolul cum se... Teo la Palat. No? Da, extraordinar. Ce Palat? Al Parlamentului, știi? La Palat? Oh, da, care Palat? Ci că au, Palat? Au turneu de basket acum într-una din sări. E pe bune. Asta mi se pare extraordinar. În loc să fie de golf, adică, știi, asta nu e sfidare la adresa președintelui. Nu s-au făcut toate glumele cu golf? Le facem? Hai să le facem. Ar trebui făcute toate. De unde începem? Principala este aia lui Ilie Năstase, nu știu dacă... Care? Că a fost invitat odată la golf, da? De niște baștani din ăștia, da. Și le-a zis, nu mersi, eu încă mai... Păi când a auzit acolo de 19 găuri... Da, este o compensație frumoasă, zic, da, eu, da, da, pentru, da, o anumită, da, vârstă. Ce te-a atras la glumele cu golf? Adică de unde... Nu, mă, s-au năvălit, pur și simplu. Sunt unele subiecte la care se rupe ce dează internetul. Internetul, da, are ca un fel de zid, așa, ca un fel de baraj, da, care unor se rupe și brusc toată lumea... Ca bariera aia din pozele de nunți. Știi că se face poză, el
și ea despărțiți de o barieră care se ridică după aceea în mod simbolic și ei pleacă împreună pe drumul vieții. Experiența ta de viață începe să mă sperie. Am văzut poze cu nunți. Mai e și aia de pe stadion la obstacole. Ok. Cursa vieții. Nu te cred. Ba da. Dar vorbim acum de ruși, că rușii sunt nebuni cu pozele de nunți. Adică dacă o să cauți o dată Russian Wedding Photograph, chiar uite, recomand ascultătorilor să caute asta azi. Este, râzi mult, râzi foarte mult, cauți poze rusești de nuntă. Dar, deci nu la ruși, ai văzut asta la români? Da. Erau poze tradiționale, acum nu știu, s-a mai rafinat lumea. Oricum, pentru cei care ascultă acum, eventual Morning Glory, iată-mă, e vorba de mesajul președintelui, de încurajarea practicării golfului și nu a oinei, cum ar fi fost normal dacic și tradițional. Oina, unul din lucrurile care au fost jefuite din Dacia, noi eram acum în altă parte, dacă nu ne-ar fi furat oina. Dar ne-au furat-o și ne-au furat-o cu adevărat în sensul că ei când ne-au furat oina, nu ne-au mai lăsat oina. Știi că de obicei când furi o idee, omul care a avut ideea rămâne cu ea. Nu, ei când au furat oina, au luat-o cu totul și noi am rămas fără oina. Dacă te duci acum în țară, o să vezi că sunt efectiv oriunde te uiți, nu e oina. Câmpuri goale fără pic oină, de oină. Fără pic de oină. Deci oriunde te uiți, te uiți în Slobozia, te uiți în Zalău, nu se joacă oină. Te uiți în cer. Zalul nu există. Copacii purtau bâte de oină. Crengile lor erau, creșteau în formă de bâte. Da. Și rupeai bățul tău de oină. Taurii aveau mici de oină. Cai, măgari. Da, exact. Toți aveau, deci oriunde întindeai mâna, luai niște oină. Da? Și acum du-te în țară. Du-te în țară și arată-mi oină. Da, unde e oina? Unde e oina daltă? Domnule președinte. Uie loin downtown. Sunt probleme foarte mari, după cum se vede. Avem însă ajutor pentru tinerii care vor să devină fermier. Serios? Care e ajutorul? 70.000 de euro. Și două croste de golf. Da. Dar ci că au prioritatea aia care sunt în cooperative agricole. Tinerii care sunt deja în cooperative agricole. Da, nu știu, ai cunoscut vreunul care e în cooperativă agricolă? Cred că anturajul meu șchioapătă acest capitol. Dar de ce nu se oferă, niște ajutoare pentru, cum să zic așa, pare rău dacă sunt abrupt, țăranul urban? Adică, de ce trebuie să fii deja într-o cooperativă agricolă ca să primești ajutor? Trebuie să ne îndreptăm către oamenii care sunt pierduți în mediul urban, nu? Adică ei ar trebui să fie ajutați să revină în mediul agricol, nu? Adică greșesc undeva? Tu n-ai greșit niciodată, Teo. Adică, nu zic că... Mai vin acest... Vreau undeva, dar auzi, vreodată am zis. Băi, decât să dai banii pe terapie, mai bine vii aici. Vii aici, te laudă Exarcu și e ok. Extraordinar. 70.000 de euro pentru tine că sunt în CAP-uri. Da. Extraordinar. Este un... Mi se pare că poți să-ți cumperi un Mercedes rezonabil. E o ocazie bună să înceapă să numere. Ce ai zis? Să dezvolte arta numai. Ma câte numeri, câte vaci poți să numeri? 200, 300? N-ai 70.000. Știi să numeri până la 300? Frate, te duci în 70.000? Probleme foarte mari cu Nadin. Nu știu dacă... Nu cred. Ba da. Sunt probleme cu Nadin. Ar trebui să ne implicăm totuși. Ne bate Dumnezeu pentru păcatele noastre. Nadin are probleme... Da. Ceau se implică. Nadin are probleme în căsnicie. Așa. E întrebare. Pumpariu că scrie cu Z, nu e căsnicie. Da, nu reprezintă nicio certitudine. Așa. Ce? Însă, cel mai recent mesaj publicat de ea pe pagina de Facebook scoate la iveală o dorință neîmplinită a vedetei, dacă nu, puncte de suspensie, o dezamăgire. Nu departe de acum o lună, asta înseamnă un stil îngrijit. N-a găsit sana de capră, chiar șochează. Nadin a anunțat că se mută din România. Aha. A ales Franța, acolo unde are mai multe rude. Iar acomodarea s-a făcut mai ușor, rudele fiind franceze, presupun, nu? Da. Da. Acest început nu o găsește prea fericită în aceste momente. Înțelegi că există și începutul și momentele. Cel puțin dacă judecăm după mesajul plin de mister pe care l-a publicat recent pe Facebook, ea vorbește despre posibilitatea de a-și începe viața alături de un alt bărbat, fără să țină cont de prejudecăți. Vă reamintim că Nadin este căsătorită cu un avocat, iar împreună au un băiețel. Și acum citatul din Nadin. Aș putea fugi de acasă cu un bărbat mai în vârstă, cu burtă și chelie și cu un venit modest, atât timp cât este inteligent, cultivat, rafinat, moral și care să mă iubească așa cum am visat odată că se poate. Nu sunt singura. Deseori în conversațiile cu prietenele mele regăsesc același deziderat.
Asta îmi demonstrează ceea ce știam și simțeam, că nu despre cum arăți este vorba sau despre ce bunuri posezi pentru a fi dorit cu pasiune și iubit. Întrebarea mea este, și bărbații simt la fel? Nu. Și ei ar putea fugi în lumea cu o femeie mai în vârstă, cu grupul vârstei, cu trupul vârstei, cu chipul vârstei și cu un venit modest, atât timp cât este inteligentă, morală, cu un venit modest? E foarte mult accent pus pe venitul modest. Stai puțin. În primul și primul te rog să recitești descrierea domnului alergător cu care se poate fugi în lume. Că nu și-o întâcă-i, da. Fugi cu cineva. Mai în vârstă, bărbat, mă rog. Așa. Cu burtă și chelie. Așa. Cu un venit modest. Așa. Inteligent, cultivat, rafinat, moral. Care să mă iubească așa cum am visat vreodată că se poate. Vânt trabant. Nici trabantul, nici domnul nu bate și nu troncă. Laura, avem un one woman focus group în studio. Da. Cum îți sună domnul ăsta? Ideal, îl caut. De nu mult. L-ai găsit? Nu l-am găsit, nu. Părerea mea că el nu prea există. Nu există? Păi și nu ce face? Nu prea există. Nu putem să ne aruncăm abrupt că nu există. Eu cred că el nu prea există. E ca pădurea Kvasi Virgină. Da. E o pădure în care n-a intrat nimeni niciodată decât cu degetul. Nu sunt hârtii, nu sunt hârtii. Nu sunt șervețele. Deci e un domn care este arătos, nu? Nu e arătos. Dar are nevoie cineva de asta? Nu, Doamne ferește. Și nu are venituri. Adică are niște venituri, dar ele sunt modeste, nu se laudă. Deci sunt niște venituri care nu se laudă, da? Deci e un domn care nu e arătos și are venituri modeste. Așa. Dar care este moral? L-ai întâlnit vreodată? Nu. Îl cauți? Cu ardoare. Bun. Alerg după el. Bun, deci, iată, Nadine are dreptate. Femeile își doresc așa ceva. Și acum, te rog să te retragi. Acum avem un focus grup. Să vorbim focus grup de așa. Da. Mihai, da. Avem aici un focus grup de un om. Te rog frumos, spune-mi, o doamnă cu chelie, cu burta și cu venituri modeste. Da? Da. Dar care este morală? Da. Te atrage? O cauți? Aș căuta-o. Acum, da. Aș, ăla să știi că duce cu... Dar nu de foarte multe ori. Și dacă strânge bani pentru mănăstire în Piața Unirii, ai căuta-o de mai multe ori să-ți dea bani înapoi, după ce ai aflat că nu este atât de călugăriță. E basic călugăriță. Un pic călugăriță, călugăriță, dar pe fund. Bun, deci, nu e ceva un ce te atrage. Un pic pe fund, da. Nu. Bun, deci... Răzvan, m-am întors în studio cu rezultatele sondajului. Te rog frumos, așa. 100% din femei își doresc un bărbat chel cu burtă și moral. 100% din bărbați ar căuta măcar odată o doamnă chel cu burtă și moral. Îți mulțumesc. Asta să împrumut. Ce înseamnă însă venituri modeste? Eu asta trebuie. Deci iată. Am intervenit unde trebuie. Întregul eșantion de femei s-a întors cu o întrebare foarte importantă. Nu vă spărați. Cât de modeste sunt venituri? N-am întrebat niciodată cât de mare e chelia sau cât de rotund e burta, ci totuși cât de modeste sunt veniturile. Cât? Ok. Spune-mi care este cel mai lăudăros venit pe care l-ai întâlnit vreodată. De la mii încolo. Mii ce? De euro. Așa, bun. De mii de euro... Pe lună? Pe lună, normal. De la 5 încolo măcar. 5.000 de euro pe lună încolo. Vreau să vă atrag atenția, și este un lucru foarte important, pentru că trebuie să-l discutăm în această emisiune, că niciun om bogat nu are venit pe lună, da? Corect. Deci, în momentul în care vorbim de venit pe lună, nu... Păi, da, trebuie să fie și ceva constant, adică nu pot să mă aștept într-o lună ceva și în altă lună altceva. Asta încerc să spun, că... Da, dar după o vreme venitul a plecat. Da, știi? Da, da. Dividendele rămâne. Da. Da, dar plătești impozit și la ele. Venitul pleacă, dividendele rămâne. Sunt probleme cu venitul. Deci, da, venitul este. Avem 5.000 de euro pe lună în mod constant. Deci asta avem ca un fel de reper și ce este sub este modest. Putem să spunem modest, da? Deci deja se pare că nu cauți în România. Indiferent ce a spune domnul premier, oamenii care câștigă atât de mult sunt, putem spune, la golf. Da, 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 toți, da, toți da. Pe un teren de golf. Și ca să revenim la golf... Ce facem cu președintele? Eu zic că nu există venit modest atâta vreme cât ai de la cine să împrumuți 1000 de euro. Nu tu trebuie să ai venitul. Da. Alții trebuie să-l aibă. Exact, exact, exact. Cât să ai de o cafea la golf, exact. Deci, te rog eu mult să îți recalibrezi standardele, da?
Deci atâta ajută-mă timp cât ai o miuță în buzunar să bei o cafeluță la golf, da? Se cheamă că ești în parametri. Te rog să nu te mai arunci la 5.000. 5.000 de euro pe lună, asta înseamnă deja 2-3 cafeluțe, înseamnă și un sandwich, înseamnă niște lucruri pe care puțin și le permit pe terenul de golf, da? Ai deci, dreptate. Da, te rog frumos să te uiți mai mult la sufletul omului, mai puțin la 5.000 de euro. Și la chelie. Da. Păi acolo se vede. Noi acum avem și un mic bias, cum se spune, cum o se dice bias. Suntem subiectivi. Da. Suntem subiectivi. Noi suntem și un pic subiectivi, dar să știi că în chelie. Bine, tu nu ești, îmi pare rău. Azi e despre tine. Om frumos. Până noi suntem un pic subiectivi, dar să știi că în chelie se vede sufletul omului. Acolo mă voi uita. Da. Și mie mi se pare foarte important, Klaus Iohannis, spun gluma asta, nu știu dacă s-a dat, a lansat programul Prima Crosă. Da, da. E momentul ca românii să nu-și mai ia țeapă și să-și ia crosă. Și a intrat și în Duster-ul nou. Au intrat toate crosele în Duster? Nu, Klaus Iohannis. Deci a avut nevoie 21 de secunde ca să urce în mașină. De ce? E mare și mașina e mică. El are 1,92 m și mașina are înălțime de 1,51 m. Și o gardă la sol de 15 centimetri. Mă. Păi da, dar când ești în mașină trebuie să bagi un picior, până, nu trebuie să intri direct, ca în casă, așa. E adevărat și chestia asta, poate s-a și șters pe picioare și asta ea. Probabil are și tălpile mari, dar... De seama, a trecut 7 ani și el încă... Știi ce se spune despre bărbații cu tălpi mari? Da, știu. Că lasă urme mari în zăpadă, ok. Ietice urme! Eu credeam că peste vacanță a crescut nivelul acestui matinal, dar da. Nu, iată că... Dă-i seama, 21 de secunde ca să pronunțe propoziția Mopac. A făcut Duster-ul praf. Sunt probleme foarte mari cu afganii. Grecia, nu știu dacă știi, că a lansat o campanie de descurajare a afganilor care vor să ajungă ilegal. Ce să facă? Să-i descurajeze. Nu știu. Deci cum. Grecia... Dar unde au lansat campania asta? La ei, acolo. În Afganistan? Nu. Nu, în Grecia. Nu, la intrarea în Grecia sau în zonele de dinainte de Grecia. Zice specialistul în geografie al Morning Glory. În zonele care sunt pe lângă Grecia. Pe principiu, la următoarea ieșire de pe autostradă, Grecia. Da. Nu. Foarte murdare WC-urile. Da, asta e. Mâncare foarte nasoală. Nu veniți aici. Da. Deci grecii cum pisici ar... Pisici multe. grecii se fac pe ei înșiși de râs în Afganistan ca să descurajeze afganii să vină acolo. Da. Băi, noi facem asta de multă vreme. Tu zici că tot ce face România de 20-30 de ani încoace doar ca să descurajeze afganii. Au fost aia doi, mă. Au fost aia doi care au crezut că au ajuns în Germania și când au zis că sunt în România, au cerut azil. Au vrut să fugă de aici. Nu, în primul rând au început să plângă. Te rog să spui știrea cum trebuie. Corect, au început să plângă când au aflat că sunt în România. De asta spun că noi avem o campanie care funcționează de multă și vreme. Și noi ne mirăm de copiii care se nasc și plâng. Cine e de vină că e mai bine așa. Și bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 9 și 8 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi. Și îl avem invitat pe Teo și mulțumim, Teo, că ai venit printre noi. Îți mulțumesc mult, să știi că de câteva luni, aș putea spune toată vara, am dormit bine. Și mă bucur foarte mult că s-a întors Morning Glory ca să... Poți să dormi în continuare? Da. Liniștit. Da. E un lucru bun. Până una alta suntem live pe Facebook, asta? Da. Puteam fi live de mai devreme, dar ca de obicei nu am găsit pe nimeni să se ocupe de emisiune și astea sunt problemele. Păi dacă am băut. Ce face? Păi dacă am băut. Da, și asta. Teo, dezbatem principalele lucruri care s-au întâmplat între timp. Adică toți am rămas cu sentimentul că s-a întâmplat totuși ceva. Da, nu știm ce și asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l descoperi. Câțu nu a prins răsăritul în vamă. Păi nici răsăritul nu e prost. Adică chiar așa să te prindă orice fraier nu e, știi? Da. Și răsăritul, știi? Răsăritul i-a zis marea, bă, 6-6 și a fugit. Păi, sau așa, sau lumea care striga, câțu. Se aduceau câini, veneau câini din toată vama. De aia mici. Da,
Da, cineva, da, da. Dacă domnul Câțu n-a prins răsăritul, să încerce cu DNA-ul, cu ANAF-ul, că îl prinde până la urmă. Adică ceva e. Ceva găsește la răsărit. Totuși, adevăratele probleme apar la ProTV, ca de obicei. Mihaela Rădulescu s-a întors la ProTV, dar a avut niște pretenții de superstar și aș vrea să comentăm împreună că și tu ești superstar, ești acum patriarhul stand-up-ului românesc. Vrea să se tăvălească în făină integrală? Fără gluten. Da. Bătaie în făină fără gluten. Așa, a cerut avion business class. Așa scrie, ăsta e nivelul... Da. Un avion business class. Avion business class. Cel mai luxos apartament de la un anumit hotel de pe Magheru, băi, care pe vremuri era luxos. Băi, este extraordinar. Presa în continuare are reflexul ăsta și nu-l înțeleg pe cuvântul. Asta să nu menționeze anumite branduri. Și știi ce am mai cerut, mă? Limuzină. Nu, eu n-am zis. De la Lido. Ah, ok, așa. Limuzină cu șofer la dispoziție. Nu limuzină... simplă. Era și șoferul la dispoziție? E foarte important să ne... Păi, era. Nu aș întâmplător dori... scrie, da, limuzină cu șofer la dispoziție. Aș dori o limuzină de care doriți? Cu șofer la dispoziție, dacă aveți. La bună dispoziție. Băi, s-a făcut joc de cuvinte. Băi, extraordinar. Lido mi se pare, da, o alegere, aș putea spune... cu farmec, o alegere așa... E foarte bună pentru că poți să scuipi de sus petrecători. În primul rând, dacă îți dă cameră la stradă. Și serios, acum asta face toți banii. Adică eu aș sta într-o garsonieră nerenovată doar ca să poți să scuipi petrecători. Da, poți să arunci dacă, nu știu, dacă vrei. Până la urmă... Poți să arunci cu... Noi aruncam, că eram săraci. Aruncam, da, cu pungi cu apă. Da, da. Vedetele, da. Poți, da, să arunce cu pungi cu silicon. Și siliconul pătează? Atenție, bonus. Pătează? Păi nu știu, zic. Băi, dacă e uleios. Da? Păi siliconul care dai pe bord la mașină. De-abia aștept să vă reclama cu tanti Maria care scoate geantă o pungă cu, știi? Ți s-a spart implantul? Uite că am la mine bonus contra silicon. Bă, da, dar avem bani nici de pungi. Stai așa, deci am mai vrut o cabină. Voi direct cu apă, nu? Da, cu apă din lighean. Da, da. Și uneori o beați și aruncați. Nu. Am mai avut o cabină separată de toată lumea și propria ei echipă de stiliști, atât pentru haine, cât și pentru make-up și păr. Toți au stat cu ea de dimineață până seara, timp de o lună, cât au fost filmările. De departe, cea mai ciudată pretenție a fost să aibă puncte de suspensie. Puncte. Imediat. Așa. Brânză în cabină. Păi nu-i de dus la șofer la dispoziție. Din mărginea Sibiului. Claus Iohannis putea să lanseze programul Prima Gaură. Iată, Morning Glory debutează cu derapaje. Intră prin alunecare. Când ai prins viteză, frânele sunt lungi. Băi, brânza e ceva ce lipsește din sufletul oricărui român. Și când te întorci, normal că vrei niște... Băi, nu știu, brânză ca la noi nu găsești, să... jur. Brânză ca la noi nu găsești. Nu. Ceea ce uneori e un lucru bun. Că mai fac alții brânză mai bune. Bine să nu găsești neapărat ca la noi, dar e bine că o vrei. Hotelul meu din aia de la Sibiu nu găsește în altă parte. Nu se găsește, îmi pare rău. De-aia a cerut. De-aia a cerut. Dar noi acum nu avem doar hotelul meu de Sibiu în țară, că nu știu, eu n-am mai văzut hotelul meu. Vorbim tot de domnul Iohannis sau... Da, nu, vorbim de brânză, da, în general. Da, mă, brânză nu mai există. Deci, la fel cum orice pepene este de la Dăbuleni, orice brânză e de la Sibiu. Adică, da. Adică, dacă covrigii. De, da, Buzău? De Buzău, da. Și ăia din Brașov sunt tot de Buzău. Dacă stai să te gândești... Păi, da, Moldova, și acolo, da, și acolo. Ai Sibiu și după aia tot ce este în jurul Sibiului este mărginimea Sibiului. Adică, da, toată planeta este mărginimea Sibiului. Nu, da, că totul este în jurul Sibiului. Da, da? Normal. Păi, deci toată brânza făcută în lume e făcută în mărginimea Sibiului. Vă rog frumos să vă reveniți. Vă rog frumos să vă reveniți și să vă reevaluați poziția asupra brânzei. Tu ai făcut debate când erai mic. Da.
se vede. Ai o logică. Am o logică. Nu, nu poate nimeni să te păcălească. Decât eu. Exact. Eu sunt principalul meu păcălitor. Deci, mie mi se pare absolut rezonabil tot ce am auzit despre cerințele Mihai Rădulescu. Mai puțin Brânza. Adică, sincer, Brânza putea să și vină să plece. Aș fi vrut să mă și surprindă. Eu să-i fost în locul ei și zis, o zi pe săptămână, surprindeți-mă, aduceți-mi, nu știu, cașcaval. Sau, nu știu, un biscuite sau ceva. E în Brânza tot timpul, e... Da, mă rog. Eu n-am viața ei și nu am standardele ei. Uite-te afară un pic. A venit? Da, da, da. E Mihai Rădulescu aici? Nu. Are bucate de brânză în mână? Vă rog să-mi zică. Măcar dacă aici și niște struguri. Se vedea... Sub formă de vin. Da. Se vedea Clujul. Morning Glory, Morning Glory. Cine moaie post-măgiorii? Știu că am de rapă. Post-măgiorii. Titlul din Libertatea. Așa. Mă ții la foc, Tolontanii acolo. Așa. Beghează ca astfel de lucruri să se întâmple. Fosta soție. Deci, atenție, să știi cu fosta soție a unui bărbat din Cluj-Napoca. Ok, bun. Sună investigație serioasă. Sună ceva ce zguduie statul. Fosta soție a unui bărbat din Cluj-Napoca trimis în judecată după ce a aruncat cu o țelină în capul femeii, a decis să-și retragă plângerea. N-am înțeles nimic. Deci. E un bărbat în Cluj-Napoca care a fost trimis în judecată pentru că a aruncat cu o țelină. Nu, stai mă, nu. Ba, da. Deci fosta soție a unui bărbat din Cluj-Napoca. O luăm de unde contează. Judecată. Răzvan, așa. O luăm de unde contează, de la bărbat, da? Deci avem un bărbat. Și are tras plângerea. Deci. Bărbatul sau țelina? Nu mă, soția. Fosta. Da. Dar el în ea a aruncat sau în femeie? În ea. Păi da, ea este femeia? Ea e femeia. Dacă dar dacă este fosta soție pentru că el a aruncat cuțelul în capul altei femei? Nu, dacă... nu, în capul ei a aruncat. De unde știm asta? Păi asta a decis instanța. Păi da, dar nu știu dacă e vorba despre ea. Dacă vii acasă și îți găsești bărbatul aruncând cu poftă, în mod repetat, țelină în capul unei alte femei pe care nu o cunoști. Normal că divorțezi. Normal că divorțezi, nu? Și indiferent ce spune el, stai, nu este ceea ce pare. E morcov, nu e țelină. Da. Făceam sex, nu aruncam cu... Nu fi nebună, știi că doar în tine arunc cu țelină. Cu ea doar făceam sex. Nu, era clar țelina, era țelina. Azi că știu cum arată țelina. Deci și-a retras plângerea, dar el a fost deja condamnat. Da, nu, a fost trimis în judecată. A fost trimis în judecată și acum ea și-a retras plângerea, dar a divorțat. Da, e fosta soție. Dar iată că pentru toate lucrurile bune trebuie timp. Că unii folosesc țelina, știi? Țelina este foarte versatilă. Eu am auzit de foarte multe ori asta în bucătărie. Asta zic, adică el știa ceva de... Adică, îți dai seama că nu era tâmpit. Știa că e țelina bună. I-a zis ceva. A zis, hai să-i dau un cap cu ea. Că poate, cineva că poate spus... o ia. Păi da, cineva i-a spus așa. Țelina e bună la dat în cap. Da. Da. Și el a zis, păi atunci voi da în cap cu țelină. Păi nu, ia țelină și dă în ea. Și dă în ea, da. I-a zis. De n-a știut cum să ia țelină. Așa el că a luat-o, luat-o mână și a dat în ea. În ea. Da. În loc să... Și femeia, acum înțelegi de ce a divorțat? Da. Nu, dar de ce și-a retras plângerea? Pentru putem că bănui? Cred poate, că s-a prins între timp. A aflat. A aflat cum să ia țelină. Și-a dat în ea. Mi-era frică, înainte să vin aici. Și mie. Mi-era frică, Doamne ferește, peste vacanță să fi crescut nivelul. Nu. Te-ai mai spus și... asta. Nu. Acum era vorba de nivel. Am avut o ușoară teamă că ați devenit un pic mai rafinat. Am avut această teamă. Recunosc nefondată. Și acum inima mi-a venit la loc. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat la prima ediție după revenire, pentru că este într-adevăr o ediție specială. Este o ediție cu... E de suflet, în primul rând, Teo. Se vede că ai luat o țelină și că dai în ea. Da. Morning Glory, Morning Glory. Ți se înfundă culbutorii. Bam! Ți-am zis că rămâneți fără rime. Dacă ați ajuns la culbutori,
trebuia să o facem și pe asta. A fost de la început pe listă, dar nu se înfundă culbutorii niciodată. Mă îngrijorează efectiv că ați avut de la început culbutorii pe listă. Trebuia să faci ceva și cu ei acum. Ce se întâmplă, Teo? Ce facem anul ăsta? Nu știu, mai ai spectacol? Adică se întâmplă... Tot cu stand-up? Tot cu... Da. Se întâmplă... Nici mie nu mi-a crescut nivelul de rock. Se întâmplă în mod ciudat din ce în ce mai multe și din ce în ce mai puține lucruri, dacă stai să te gândești. Apare mizeria de emisiune? Apare și este un lucru pe care l-așteptăm în noiembrie. O să apară Stand-Up Revolution, emisiunea de stand-up. Stand-up, da. Așa. Dar show-urile sunt problema. Asta e ideea, că așteptam să vină toamna să dăm drumul la motoare, să pornim cu pânzele sus și alte imagini din astea nautice și iată, valul ne-a scufundat corăbile. Băi, nu credeam că vin patronele. Da, deci al patrulea val ne-a scufundat corăbile chiar când ridicam pânzele sus. Și acum suntem toți cu apa la gură și notăm disperați ca să ajungem la mal. Da. Ți s-a întâmplat ceva special în vacanță? Nu știu, e ceva de povestit sau nu? Nu. Am fost în vacanță, am fost pe insula Tenerife, unde am observat că economia o duce mai bine decât poporul, pentru că am văzut mai multe dacii decât români. Foarte sincer sunt. Dacii plini de dacii, români chiar foarte puțin. Dar auzi că italienii au votat Loganul de cea mai urâtă mașină din lume. Ei având multipla, atenție. Da, asta spun, că italienii nici n-au gusturi. Și zic asta știind că nu mă ascultă. N-au gusturi. Și să știi că ultimul model de Logan este foarte frumos. Da. Îmi place foarte mult. Mi-e și... place Duster-ul foarte mult. Iată. Nu l-am văzut. Vezi? Da. Dar asta Logan îmi place cum arată. Da. Design frumos. Parcă seamănă mașină. Exact asta vreau să spun. Arată mașină și am admirat-o. Am făcut un lucru tradițional. Până la urmă, acum în câteva luni fac 40 de ani și în momentul să-mi arăt vârsta. Mulțumesc. Acum vreo 2-3 luni veneam înspre casă seara. Nu am să mint. Ușor chelchelit. Uh-huh. Și am văzut un domn în vârstă, undeva în zona 60-70 de ani, lângă un Logan nou, pe care îl, probabil de-abia îl cumpărase și... Am crezut că facea pe el pipi. Nu. Și m-am oprit și i-am complimentat Loganul și am discutat un pic cu domnul în vârstă despre Logan și a fost un moment... Ca în Germania. Care... Da. Ca în Germania. Asta e țara în care vreau să trăiesc. Care un și domn chelchelit... Laudă Loganul. Laudă Loganul unui bărbat în vârstă. Da. Și să știi că m-am simțit și bărbat, și de vârsta a doua, și român, discutând cu un domn, lăudându-i Dacia proaspăt cumpărat. Complimentându-i Dacia proaspăt achiziționată. Dar te-ai urcat în ea? Nu mi-am permis să mă urc în ea, dar m-am uitat la interior și i-am complimentat și interiorul. Planșa de bord, domnule. Da? Planșa de bord. Scârție ceva? Adică ai încercat să nu vezi? Scârție, domnule, deci a atins, a pus... Nu bate? Nu bate. A jurat că nu bate. Stai puțin. Trebuie făcut rodajul. Trebuie făcut rodajul. Un rodaj totuși... bun e ca o cură la Amara. Nici măcar nu cloncăne. Cred că așa ar trebui să facă ăștia reclamă. Da, da. Bă, dar culputul are... Nu cloncăne. Da, da. Bă, dar cu o voce de-aia frumoasă. Da, da. Logan, nu cloncăne. Nu mai cloncăne. Ediția specială Bond, știi? Nu cloncăne. Nu mai cloncăne. Deci, Teo, în ce an ești născut? 81. În anul de grație 1981. Cred că sunt coleg de... Nu. 83. 83? Da. Am înțeles. Da. E o glumă pe care îmi place să o fac. Am făcut-o întâi cu un prieten foarte orgolios, născut în 67. Și l-am întrebat, Marius, spune-mi, nu mai țin minte exact, tu ești născut în 67 sau mergi pe 67? Și a râs până i-a sărit proteza din gură. Nu, m-a jurat, direct. Ah, da. Ok, prieteni buni înseamnă. Normal, da, se pune problema. Da, 1981... Un an bun pentru comedie, aș spune eu. Ai spune, da, ai spune. Trebuie să faci chestia asta, când ești realizator, trebuie să faci asta cu pixul. Cu pixul. Din când, da, când pentru... spui ceva decisiv. Pentru că pixul, eu n-am cum să zic sau nimic decisiv. Un an bun pentru comedie. Nu, fii atent. Este... Vrei pixul? Nu, fii atent. Deci, pixul
Da? Suntem live pe Facebook. Asta este, deci asta este avem. Finalul concluziei, da? Așa. Nu mai e ce să... S-a terminat, da? Și de-aia, domne, nu merge nimic. Da? Și în momentul în care ai aruncat pixul, s-a terminat. E, când bați cu el, atrage atenția că este o mare... De-aia nu merge, domne! Nu Ce? Urmează să explici, știi? De-aia nu merge, și de-aia. Și când ai dat o decisivă... Și arăți. Asta e. A, arăți? Arăți. Nu-l lași zoși. A, scuze. Vreau ca oamenii să înțeleagă că cine scrie cu pixul e un prost. Pixul e făcut pentru altceva, e făcut pentru aruncat, pentru arătat cu el, pentru... În toate pentru articolele, Cristian Tudor Popescu vorbește doar despre pix. Niciodată despre stilou. Stiloul este arogant. Stiloul este oare, nu știu, burghez? Sau, este, da, da. Este un afront la adresa celor care scriu cu pixul. Păi și atunci creionul ce este? Peizan? E, creionul e pentru este... aia, golful. creionul este oare o aroganță peste stilou, adică nu, cumva. Nu. Creionul este revoluția pasivilor. Sunt cei care vor să lase urme, dar la o, adică dacă vor să o și șteargă de acolo, știi? Da, da. Da. Da, dar cu creionul poți să scrii în orice poziție. Da. Și așa. E cu important. Pixul nu poți. Și nici cu stilou. Nu poți să scrii cu pixul în sus. Scuze. Am înțeles, deci scuze. Deci pentru acel segment n-am zis destul... eu, a zis-o Hemingway. Da, destul de important. Deci pentru acel segment destul de mare de oameni care preferă să ia notițe pe tavan. Da. Da, creionul este ceea ce... Da. Bun. Cu această concluzie... Nici nu știam că o să aflu lucrurile astea. Putem să încheiem emisiunea, mi se pare că e... Băi, sigur? Da, ai venit mai devreme, putem să încheiem mai devreme. N-ai dorit să începem înainte să încheiem? Sau așa, da. acesta a fost programul Prima Gaură de la... mergem la golf, nu? Da. De aici? De la clar. Gol FM. Da. Mergem la golf și rezolvăm situația din țară. Mulțumesc, Teo. Îți mulțumesc foarte mult, Răzvan, pentru invitație. Doamne ajută, sper să meargă până la urmă emisiunea. Nu știu. Eu cred că voi trebuie să încercați. Eu cred în voi și sunt sigur că până la urmă ceva tot se leagă. Da? Da. Important este să găsim pe cineva care se ocupe de emisiune și de aici poate cineva care să aibă grijă de emisiune. Este foarte bun. Să aibă grijă de. Să grijească, da. Da, așa, cum crești un perișor, că nu mai ai păr pe frunte, știi că unii mai lasă aici ceva. Eu de-abia am început să le tai perișorul. Știi că pentru ciorbă, că da. Din asta se face ciorbă de perișoare. Da. Și am început să... ușor se adaptează la nivelul emisiunii. Da! Băi, dar stai puțin, că Mihai Rădulescu știe, de sus e ușor să te arunci, e greu să urci. Deci perișorii aia de acolo, am început și eu de curând să-i tai, pentru că până acum vreo lună, două, încă mi se părea că sunt ultimul bastion al speranței și am hotărât că renunț la acel bastion al speranței și am început să iau perișorii aia ultimii. Știi că sunt 2-3 perișori care, nu știu, într-un acces de inconștiență se țin deci de frunte și... Că văd și alții, se uită la ei. Da, poate, haideți înapoi. Mai nasol este când te las și îi ratezi pe ăștia. Da. Asta da, mi s-a întâmplat să rămân cu un perișor. Problema știi care e că dacă rămâne un perișor, el arată ce putea fi. Da. Dacă îl tai brusc, oricât de în spate este, ți-am zis că în chelie se vede sufletul omului. Asta voiam să zic, dar nu m-ai lăsat. E ca pe o terenul pe care a fost o pădure odată, dacă crește un puiet. Da. Și zici, îl tai, îl las. Dacă îl las, pare că am pierdut o pădure. Dacă îl tai, pare că am câștigat o câmpie. Bam! Mulțumim, Teo, vă mulțumim și vouă. V-am pupat dulce pe ceacre. A sosit momentul. V-am zis bună dimineața. Și probabil că a sosit momentul, nu? Să vă spunem la revedere. Morning Glory on Rock FM.